curcubeul? 7. Bravo! Și noi, cu autoarea Ada Zaporojan, am făcut 7 cărțulii. Fiecare culoare are cărțulia ei și poezioare despre această culoare. Eu cer scuze, voi cunoașteți pe Ada Zaporojan? Da! Da! Și cunoașteți probabil și cântici care le semnează Ada Zaporojan, așa? Da! Eu o să încerc să vă citesc din această cărțulie. De ce? Pentru că curiosul, sunt sigur, ați văzut-o, așa, ați citit-o, sunt unele poezioare și aici și o să încercăm împreună să răspundem la niște întrebări pe care tot noi ni le punem. O să încep cu culoarea roșie. Cum credeți, ce simbolizează această culoare? Sângele! Sângele poporului! Sângele poporului! Inima! Inima, încă ce? Vocala! Vocala. A, care se înseamnă în carte, când voi învățați vocale și consonantele, așa? Inima. Inima a fost spus, dar în inimă ce sentiment ia naștere de obicei? Da, dragoste. Ce sentiment? Cotriză, da. Dar dragostea unde ia naștere? În inimioarele voastre, dragostea de mămică, de tătică, de frățiorii voștri, de drăgineță, de educatoare, de bunica, dragostea de om. Deci citim această, nu toate poezii, mai unul o să vă citesc. Și să știți că aceste cărțulei mai arată aici ce simbolizează roșu. Roșu simbolizează iubirea, adică dragostea, curajul, pentru că oamenii curajoși sunt așa, foarte energici, focoși, îndrăzneți. De atâta este legat curajul de culoarea roșie. Pasiunea, frumusețea. Ați văzut flori roșii, vă sunt dragi? Da! Trandafirul, da. Roșu, da. E frumos. Anele roșii, deci sunt frumoase aceste flori. Dar culoarea roșie mai înseamnă furia. Omul când se înfurie, ce culoare capăt fața? Roșie, adică se înroșesc de ciudă, de furie, așa? Dar mai bine se luminează fața iubirii și lumina, adică, decât furie. Poftim? Și omul poate fi roșu cândva se rușinează. Da, și când se rușinează, și eu am să vă citesc despre așa un băiețel, dar când minciunește un copil și este prins, cum se zice, cu mâța în sac, cum se face fața lui? Roșie! Roșie de? Rușine. De rușine, așa? Și limba. Și limba chiar e roșie, așa, numai că este o, mai degrabă este roz, așa? Dar ia spuneți-mi voi, ce culori credeți voi? Că sunt rude cu roșu, seamănă cu roșu, care? Roșu! Oranjul, chiar dacă e rudă, este mai îndepărtată, pentru că ea singur e culoarea. Roz, culoarea roz, corect. Este roșie, ea e singură, așa, dar roz, trandafiriu. Știți cum, ce culoare e trandafiriu? Are cineva în voi trandafiriu? Rochiță? Cine are? Ce ai? Poftim. Ai trandafirie? Păi te-am întrebat dacă eu am curat. Întrebat cine dintre voi, uitați-vă unul la altul, are ceva trandafiriu. A ta cum e? E roșie. Rochița mea este roșie. Da, este de culoare roșie, cum este și copilul.